Te salut, Cristi, bine ai venit la Testimonialele Romanian Business Club. Te salut și bine te-am găsit. Hai să vedem, pentru cei care nu te cunosc și nu cunosc povestea ta, vreau să ne spui cine ești. Mă numesc Cristian Rădulescu, sunt cofondatorul Ruvix. Da? Ruvix este o companie începută în 2013, la final început de 2014. Uh-huh. O companie ce a plecat cu gândul cu o investiție de 8.600 de lei în momentul ăla, bani pe care i-am mâncat, i-am păpat foarte rapid, neavând experiență de domeniu, care a plecat în a imprima tricouri în principal și a ajuns în acest moment să lucreze business to consumer, mai multe ramuri, pe parte de imprimare pentru clienți mari, business și medii și mici, cât și prin on demand. Cam asta este Ruvix în două, trei cuvinte. Cum ai ajuns să faci business-ul ăsta? A plecat de la o nevoie proprie sau pur și simplu de la dorința de a pleca dintr-o companie de unde probabil erai angajat sau ți-ai dorit să faci și Un primul meu business l-am început la 19 ani, un business care nu avea o structură neapărat bine conturată și nu se ducea unde simțeam eu că trebuie să ducă viața mea. Am făcut mulți bani pentru vârsta respectivă, foarte mulți, pe care i-am și păpat iar, cum am zis mai devreme. Asta m-a învățat ce înseamnă banul în principal. Am ajuns să mă angajez. Am stat angajat în jur de 6 luni, 7 luni, eram team manager în Horeca, la o firmă de țigări. Nu am fost niciodată tipul angajabil, datorită na. Datorită faptului că ai început de vreme. Da. Și mi-am dat demisia pentru a începe Ruvix-ul cu ultimii mei 2600 de lei. De ce ai ales să intri în Romanian Business Club și ce oportunități ai simțit? Am intrat în Romanian Business Club pentru că erau mai mulți amici de-ai mei antreprenori acolo. Am intrat chiar la primele ediții, cred că până în a 5-a sau a 6-a, ceva genul. Sau chiar a 3-a, foarte, foarte, foarte la început, când era Bucharest Business Club pe vremea aia, așa. Mi s-a părut mișto, nevoia de socializare, sunt un tip foarte bun comunicativ. Mi-am dorit mereu să fac parte dintr-un cadru social, antreprenorial și am zis, de ce nu? Cu ce te-a ajutat până în prezent Romanian Business Club? A ajutat enorm Romanian Business Club pentru că a creat o comunitate foarte diversificată, în sensul că am putut să colaborez cu oameni într-un anumit domeniu, să învăț de la oameni din alt domeniu, să discut cu oameni interesanți dintr-un anumit domeniu care mi se părea total plictisitor într-un anumit moment, dar a ajuns să fie, să-l integrez în business cum ar veni. Am colaborat cu oameni din business club, permite proiecte business pe care le aveam eu, i-am integrat. Am avut, de exemplu, la un moment dat, da, ce mi-a venit acum prima dată în minte, am avut o comandă de macaruns pentru un client business și nu puteam face personal, că nu aveam necesarul de echipamente și instant am găsit în business club și instant am făcut comanda, care a generat niște bănuți pentru momentul acela. Mi-ai zis de bănuți. Câți bani ai câștigat prin intermediul Romanian Business Club? Bani sau contracte? Băi, uite, aici mi-ai pus o întrebare foarte trică, că nu m-am gândit niciodată. Sau contracte? Adică? Sunt poate 10 de contracte pe care le-am câștigat datorită Romanian Business Club. La bani nu, chiar nu m-am gândit. N-am făcut niciodată o balanță a câștigurilor. Ce sfaturi ai da unui viitor membru al Romanian Business Club? Și sunt foarte mulți care își doresc să intre și să facă parte din această comunitate diversificată de oameni de afaceri. Sfatul meu personal este să aducă plus valoare. Ei să vină cu plus valoare, nu să vină să caute plus valoarea în altcineva. Tu trebuie să ai plus valoare ca cineva cu mai mare plus valoare poate să vină la tine. Trebuie să vii să o să-ți investești timp automat, da? Că chit că stai pe grupul de WhatsApp, dau un exemplu, chit că o să intri într-un alt grup sau chit că o să te duci la niște întâlniri fizice sau o să stai pe Zoom, consum timp. E bine, timpul ăsta e bine să-l dedici oamenilor pentru care te duci acolo, da? E bine să lași ceva în urmă. Deci du-te să dai plus valoare și garantat o să primești. Sunt oameni foarte, foarte mișto în Romanian Business Club, oameni de foarte mare viitor,
care te pot ghida, te pot ajuta, te pot sfătui și cine știe, poate și mai mult. Mm-hmm. Cristi, îți mulțumim frumos pentru prezența în Romania Business Club, testimonialele în care cunoaștem oamenii de afaceri din Apreciez, mulțumesc și eu.